Super. Bună ziua și bine ați venit la al treilea webinar realizat de Asociația TechSoup împreună cu Giving Tuesday. De data aceasta vom vorbi despre cum putem să promovăm campania noastră online de atragere a donațiilor și ce instrumente putem folosi în promovarea acestei campanii. Din păcate, deși numărul rețelelor sociale sau instrumentelor pe care le folosim a crescut foarte mult, din păcate sunt la fel de multe organizații, fie ele companii sau organizații non-profit, care doresc să atragă atenția, să spunem, utilizatorilor către produsele sau către proiectele lor. Asta înseamnă că de foarte multe ori vom avea un succes mai mare în momentul în care vom apela la instrumentele, să spunem așa, plătite ale acelor rețele pentru a atrage utilizatori către pagina sau către site-ul nostru sau către un anumit conținut pe care dorim să-l promovăm. O să încercăm totuși să arătăm cumva câteva instrumente care fie sunt gratuite, fie cum putem să folosim niște instrumente plătite cât mai eficient pentru a ne promova site-ul sau proiectul. Primul dintre ele este Google for Nonprofit, de care sper că cu toții știți și la care sunteți înrolați. E un program care cuprinde mai multe produse, inclusiv toată suita Google, inclusiv partea de Gmail Drive pentru organizația voastră, dar și programul de Google Ad Grants, care vă oferă o sumă extrem de mare, chiar și pentru o companie de 10.000 de dolari pe lună, în care vă puteți promova proiectele și organizația în care activați. Nu o să intru foarte mult în detalii despre cum puteți să accesați acest program de granturi. Toate detaliile acestea le găsiți pe site-ul celor de la TechSoup. La fel, în zona de cum puteți crea efectiv un anunț în Google AdWords, găsiți numeroase tutoriale. O să încerc doar să vă dau câteva, să spunem așa, tips and tricks pe care le puteți avea în vedere pentru a face o campanie cât mai eficientă în promovarea proiectelor. În primul rând, dacă împărțim cei 10.000 de dolari în 30 de zile dintr-o lună, asta înseamnă că bugetul este undeva la 300 de dolari pe lună, pe zi, ceea ce este un buget extrem de mare și în care puteți să promovați foarte mult site-ul pe care îl aveți. Important este cum atragem acei oameni care au un potențial cu adevărat relevant pentru organizația noastră și pe care îi putem converti în voluntari, donatori sau, se poate, chiar și sponsor, să spunem, pentru organizația noastră. Un prim sfat este că oamenii, în general, nu caută organizații sau nu vor căuta niciodată organizații de mediu către care să donezi. Ei vor încerca, vor căuta de obicei informații despre o problemă socială, despre mediu, despre o problemă despre educație, despre, nu știu, păduri și așa mai departe. Și acelea vor fi zonele în care noi pe care noi ar trebui să le targetăm prin anunțurile noastre, iar în momentul în care noi scriem anunțul pentru Google AdWords, va trebui să fim relevanți pentru acel conținut căutat de utilizator. În exemplul ăsta, ideea fiind că cuvântul cheie pe care îl caută este conținut în anunțul nostru, astfel încât îi atragem atenția că intrând pe pagina noastră va putea găsi informații despre conținutul de care e interesat. În momentul în care îl aducem pe site, acela este punctul în care, prin conținutul pe care îl avem pe site, îl putem converti către
voluntari, către donatori sau poate doar către aflarea proiectelor pe care le desfășoară organizația sau despre organizația așa în general. Un alt lucru extrem de important este un prim pas, mai degrabă, pentru cei care nu au desfășurat nicio campanie pe AdWords. Prima campanie pe care o puteți face este pur și simplu să creați o campanie de promovare pe numele propriu. Asta înseamnă că, indiferent de cât de optimizat este pentru căutare site-ul propriu, dacă cineva caută numele organizației sau numele unui proiect, chiar dacă nu apar în rezultatele, să spunem așa, organice ale Google, vor apărea în partea de sus pentru că aveți targetate acele cuvinte cheie. Iar având în vedere că cel mai probabil nu vor exista alte companii sau alte organizații care să targeteze numele organizației voastre, cu siguranță veți apărea acolo mereu și nefiind vorba de un cost, ăla e o primă campanie pe care o puteți face și care ar fi un prim pas. Un al doilea lucru extrem de important este în momentul în care se creează o campanie și un anunț, trebuie să menționăm și o adresă, un URL către care va merge utilizatorul în momentul în care dă click pe acel anunț. De cele mai multe ori, oamenii au tendința să pună adresa, prima pagină, să spun, sau homepage-ul site-ului, ceea ce de multe ori nu este neapărat important. Dacă noi am căutat, nu știu, educație pentru copii preșcolari și am văzut un anunț al unei asociații care este pe zona educațională și eu dau click și ajung în prima pagină a organizației, acea pagină nu are relevanță cu ce am căutat eu. Și atunci încercați de fiecare dată când creați un anunț să vă gândiți care este pagina din site către care am putea trimite utilizatorul pentru a-i răspunde cât mai bine la întrebarea prin care am ajuns la el. Dacă el a căutat educație pentru preșcolari, poate îl direcționăm către pagina unui proiect care are legătură cu acest subiect. Dacă au căutat educație adolescenți, atunci îl trimitem poate către un proiect care are relevanță pentru acest proiect. Dacă ar fi să ducem ideea asta chiar și mai departe, ideal ar fi poate să creați chiar mai multe landing page-uri dedicate special pentru anumite căutări. Dacă observați că pe site intră foarte mulți oameni care caută anumite cuvinte cheie, încercați să vă gândiți dacă nu puteți face un landing page relevant pentru acel cuvânt cheie sau pentru acel grup de cuvinte cheie și toate anunțurile din zona respectivă să le trimiteți în acel landing page, în care prezentați informațiile pentru care ajung oamenii pe site, iar apoi puteți să vă gândiți să aveți niște zone de, să zicem așa, call to action în care fie să se poată abona la newsletter sau să poată deveni voluntari a organizației sau chiar și să-i trimitem către pagina de donații pentru a susține proiectele organizației care adresează acele probleme sociale pentru care omul a ajuns cumva pe site-ul respectiv. Pentru fiecare zonă sau pentru fiecare anunț pe care, campanie pe care vrem să o creăm, încercați tot timpul să vă gândiți la mai multe variante de text. Și asta este partea cea mai, să spunem așa, utilă la produsele de anunțuri plătite, este că putem încerca mai multe variante de text, mai multe variante de anunțuri și în funcție de, să zicem, modul în care noi ne dorim să, ca ele să convertească, de exemplu, în cazul AdWords, cât de mulți oameni au dat click pe acel anunț, putem să stabilim care este varianta de text care funcționează cel mai bine pentru a atrage utilizatorii pe site-ul nostru. Ideal ar fi să creați undeva la minim 3-4 variante, iar apoi după, nu știu, 3-4 săptămâni sau 2 săptămâni, să spunem, puteți să observați care este varianta care funcționează cel mai bine și celelalte, să zicem, selectați una, două dintre ele, iar celelalte le puteți opri. Un alt lucru
extrem de simplu, dar foarte important este și zona de targetare pe locație, să spunem. Dacă suntem o organizație din, nu știu, Sfântul Gheorghe, s-ar putea să avem succes dacă facem o campanie mai targetată pentru oamenii din jurul orașului decât pentru cei de la, nu știu, Baia Mare sau de la Suceava. S-ar putea, mai ales dacă organizația are ca și proiecte care sunt foarte, foarte locale și care țin foarte mult de comunitatea locală. În felul acesta veți avea posibilitatea să anunțul să fie afișat către oameni care sunt cu adevărat interesanți. Chiar dacă la Google AdWords nu există un cost pentru organizație, pentru că aveți acel grant, până la urmă este relevant să atrageți totuși utilizatori care sunt importanți și care au legătură cu organizația și proiectele pe care le desfășurați. Nu vă ajută cu nimic dacă intră 10.000 de oameni pe site și nu sunt interesați și vor închide pagina în secunda 2. O altă metodă extrem de eficientă, mai ales în România, unde Facebook are o penetrare, să spunem, atât de mare, este, bineînțeles, de a desfășura campanii plătite sau de a crea anunțuri plătite, anunțuri pe Facebook. Aici o să observați, în momentul în care începe să rulați anunțuri, că sunt cumva mai multe denumiri pentru zona de creare de anunțuri. Veți auzi de Ad Manager, de Power Editor sau de Business Manager. Ele sunt cumva, să spunem, asemănătoare, cu mici diferențe. Ad Manager este, să spunem, zona în care puteți crea anunțuri și este cel mai, să zicem, de bază, cea mai de bază aplicație în care puteți crea anunțuri. Power Editor este o versiune un pic mai avansată a editorului. Este în general folosită de oamenii din agenții pentru că permite mai multe setări ale campaniilor, o setare mult mai fină, să spunem așa, a targetării și a modului în care se urmăresc conversii și așa mai departe. Însă, în momentul de față, Facebook-ul ușor, ușor le-a cam unit, astfel încât de multe ori când intrați pe Ad Manager s-ar putea să fiți direcționați către editorul nou de Power Editor, dar lucrurile nu sunt așa de speriat. Este destul de ușor să puteți crea o campanie, au o zonă de help, găsiți multe tutoriale cum puteți crea. Ce însă e recomandat, sau cel puțin eu aș recomanda, este să vă interesați și de Business Manager. Business Manager nu este neapărat gândit doar pentru zona de reclamă plătită, de ad accounts, ci este gândit ca și o umbrelă, să spunem așa, sub care puteți gestiona mult mai ușor tot ce ține de asset-uri, să zic așa, pe Facebook. Asta înseamnă că veți putea crea un cont în Business Manager pentru organizația dumneavoastră. Acolo veți putea adăuga toate conturile de ads pe care le aveți, toate paginile, nu știu, aplicații, dacă le aveți pe Facebook, și orice conținut sau orice asset pe care le aveți pe Facebook, îl puteți gestiona foarte ușor din acest cont de business și puteți la fel de bine să adăugați foarte ușor o persoană nouă care are acces la contul vostru de business și de acolo puteți să rafinați foarte ușor tot ce ține partea de permisiuni, dacă are acces la ce pagină are acces și așa mai departe. E un mod mult mai centralizat, dacă vreți, de a controla un pic cine la ce are acces în cadrul organizației, să spunem. În momentul în care începem orice campanie pe Facebook, Facebook are mai multe modalități în care poate, să spunem așa, optimiza campania. Chiar dacă Facebook va calcula costul campaniei după aceleași criterii,
respectiv după numărul de afișări ale reclamei sau după numărul de clicuri pe reclama respectivă, în funcție de care este obiectivul vostru cu acea campanie, el va optimiza persoanele cărora li se va afișa reclama în funcție de ce vă doriți să obțineți prin acea campanie. Există trei tipuri de obiective, să le numim așa. Primul este de awareness, al doilea e consideration și al treilea este conversion. În awareness, în general, obiectivul este de a afișa reclama la cât mai multe persoane din cei pe care îi targetăm. Din consideration este, să zicem așa, un prim pas către o conversie, adică scopul e de obicei să ducem oamenii către o pagină pe site, la traffic, să creăm engagement, să dea like sau să comenteze la o postare, instalarea unei aplicații sau video views, să dea un mesaj și așa mai departe. La conversii deja intrăm la obiective mai complexe, să spunem așa. Conversiile ar putea fi, de exemplu, nu știu, realizarea unei donații pe site sau completarea unui formular sau orice acțiune care necesită, să spunem, mai mulți pași pe site, vânzarea unui produs sau store visits. Aici e o chestie nouă pe care o introduce de la Facebook, se referă la optimizarea anunțurilor pentru cei care ajung într-o locație fizică, într-un magazin, dar aici e o targetare mai nouă, puteți găsi probabil multe informații dacă căutați pe internet și oricum nu prea se potrivește de multe ori cu campaniile realizate de organizații non-profit. De cele mai multe ori, cel mai folosit probabil pentru organizații non-profit vor fi traffic, pentru a conduce oamenii către o anumită pagină de pe site, engagement și conversion. Și o să intrăm un pic în detaliu mai încolo despre conversie și cum putem să folosim asta pentru a face o campanie cât mai eficientă, să spunem. În momentul în care am stabilit care este obiectivul nostru, Facebook ne permite să filtrăm, să spunem, să targetăm persoanele cărora le va fi afișată reclama noastră. Putem să targetăm fie după locație, după vârstă, după sex, după limbă, după interes și aici sunt tot felul de lucruri pe care le putem trece la interes. Iar în momentul în care facem asta, de obicei în dreapta ne și afișează un estimat, să spunem, al numărului de oameni care se potrivesc cu criteriile noastre. Interesul, zona aceasta de interese, e o zonă extrem de complexă, să spun. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem targeta. Dacă intrați pe link-ul ăsta, bit.ly, Facebook, GTRO, o să găsiți, e un infografic făcut de o aplicație în care e o listă întreagă de lucruri pe care le putem targeta. Un lucru poate interesant, având în vedere tendința nouă de, să spun așa, de dorirea zilei de naștere, un lucru nou pe care l-am introdus ca și targetare este ziua de naștere. Adică putem targeta oameni ale căror zi de naștere sunt în următoarele 2 sau 3 săptămâni. Din păcate însă zona aceasta de targetare după interese nu este foarte, foarte precisă. Spre exemplu, în zona de sport unde am rulat mai multe campanii, dacă eu pun interes, nu știu, atletism, s-ar putea să fie inclusă în această targetare și doamna Ioana de la Baia Mare, care a dat like la o pagină Adidas. Zona aceasta e foarte utilă în momentul în care avem un obiectiv destul de awareness și în care ne dorim să includem cât mai multe persoane. În momentul în care vrem să fim mult mai preciși în targetare, din păcate zona aceasta nu este foarte foarte nișată, să spunem așa. În schimb, există câteva instrumente prin care noi putem face o targetare mult mai precisă și mai relevantă, dacă pot spune așa. Un instrument este Facebook Pixel. Facebook Pixel este un cod care se poate instala pe site-ul organizației și cu ajutorul căruia putem face mai multe lucruri. În primul rând, putem crea o audiență cu toți utilizatorii care ajung pe site-ul nostru, astfel încât
putem crea niște reclame special pentru oamenii care au ajuns pe site-ul nostru din diferite surse, indiferent dacă de pe Facebook sau din altă parte. Și putem chiar, în funcție de conținutul pe care l-au vizitat pe site, să facem reclame special pentru ei. De exemplu, am putea să facem o reclamă pentru cei care observăm că, nu știu, au ajuns sau au completat un formular de s-au abonat la newsletter. În momentul în care s-au abonat la newsletter, putem să facem inclusiv un text al anunțului targetat special pentru el. De genul, mulțumim că te-ai abonat la newsletterul nostru, nu știu, te invităm să devii susținătorul nostru recurent prin donații online sau ceva de genul ăsta. În felul acesta, anunțurile vor fi mult mai personale. Și rata de conversie, numărul de oameni care vor da și click și vor dona, va fi mult mai mare decât dacă facem un anunț în care targetăm toată lumea la comun. În al doilea rând, tot cu ajutorul Facebook Pixel ne putem să facem optimizări ale textului. Putem să avem, la fel ca la AdWords, putem avea mai multe reclame pe aceeași campanie. Și în funcție de, să spunem că scopul nostru este de a atrage donații, în funcție de ce anunțuri convertesc mai bine, în funcție de ce anunțuri aduc oamenii mai mult pe pagina de donație și mai mult oamenii chiar donează, putem să stabilim, ok, textul ăsta funcționează mult mai bine și atunci îl vom păstra pe el și pe celălalt îl vom închide sau nu-l vom mai include în campania următoare. La fel de bine putem folosi acest pixel pentru a face, cum spuneam, audiențe în funcție de oamenii care să presupunem că au donat în trecut și avem trecuiți prin Facebook Pixel, putem să îi retargetăm și să le spunem, nu știu, oamenii care au donat, au avut o singură donație, putem să le dăm un mesaj pe Facebook, mulțumim că ați donat, vă invităm să deveniți donatori recurenți prin debit direct sau prin alt instrument. Adică putem să luăm oamenii într-o, să zicem așa, un donor journey în care îi trecem de la abonat la newsletter, la donator, la donator recurent sau la donator prin debit direct. Odată ce avem o bază de date cu oameni, nu știu, că înseamnă o listă de newsletter, că înseamnă o listă de adrese de e-mail ale unor oameni care au participat la un eveniment sau la orice bază de date cu adrese de e-mail, în special, putem face în Facebook se numește Custom Audience. Asta înseamnă că în loc să targetăm oamenii după criteriile acelea de vârstă, sex și așa mai departe, îi targetăm după un criteriu custom al nostru, care de obicei înseamnă fie o listă de adrese de e-mail, fie cu ajutorul Facebook Pixel este acel website traffic sau instalări ale aplicației, dacă există o aplicație, sau o nouă variantă pe care au introdus-o de engagement, adică oamenii care au dat like, au comentat pe conținutul de pe pagina noastră. În felul acesta, în momentul în care rulăm anunțul, nu rulăm către 100.000 de oameni, dar care nu sunt neapărat interesați și nu sunt neapărat în targetul nostru de oameni care îi putem atrage spre zona de donație sau spre zona de a participa la un eveniment. Targetăm un număr mai mic, nu știu, o mie, câteva mii de oameni, dar în felul acesta vom avea o sumă investită în această campanie de ads mult mai mică cu aceleași rezultate, să spunem, pentru că degeaba afișăm reclama la 100.000 de oameni, dacă din aia vor converti, nu știu, 100. E mult mai eficient din punct de vedere cost să afișăm aceeași reclamă la 2.000 de oameni, în care vor converti probabil aceeași 100 și atunci vom ajunge la același rezultat pe care ne dorim de a atrage donații pe site cu un cost mult mai mic. Iar un alt lucru pe care îl puteți face în campaniile de Facebook este ceea ce se numește lookalike audience, în care cumva se
se creează audiențe noi, însă cu un spectru, să spunem, mai larg. Modul în care facem asta este că întâi creăm o audiență custom, fie că discutăm o audiență pe baza unei liste de e-mail-uri pe care o avem sau pe Facebook Pixel, oameni care au ajuns pe site-ul nostru sau oameni prin targetarea nouă de engagement, iar Facebook poate apoi pe baza acelei audiențe create să depisteze oameni care nu sunt în lista noastră de audiență creată, dar care par a avea interese comune, să spunem așa. Au aceleași, să zicem, pagini la care au dat like, au aceleași zone de interes ca și articole pe care le urmăresc sau la care comentează mai des sau la care dau like. Și în felul acesta ne putem mări, să spunem, dacă la audiența custom de obicei cifrele sunt destul de mici, discutăm de, să zicem, câteva sute sau câteva mii în cazul majorității organizațiilor, prin lookalike audience putem să mărim numărul ăsta de oameni care ne putem adresa, păstrând totuși un pic calitatea lor mult mai mare decât dacă ar fi să creăm o audiență custom folosind acele criterii de interes. În felul acesta putem să mărim poate o audiență custom pe care o avem de la, nu știu, 1000 de persoane la 5000, 10000 de persoane, păstrând totuși partea asta de calitatea audienței. Și la fel și aici putem să folosim acel Facebook Pixel pentru a vedea totuși ce anunțuri funcționează mai bine pentru a converti în obiectivul nostru, fie că înseamnă, nu știu, like-ul la pagină sau donarea pe site. Cam astea au fost, să spunem, sfaturile noastre pentru a folosi cele două instrumente pentru promovarea online, Google AdWords și Facebook Ads. Sperăm că v-au fost utile, sperăm că aveți pagina de donații deja setată și că veți încerca să vă pregătiți campania online pentru Giving Tuesday. Noi o să mai avem încă un webinar în care o să încercăm să intrăm mult mai în detaliu despre cum putem optimiza campaniile odată create pentru a selecta exact acele anunțuri care funcționează cel mai bine pentru obiectivul nostru, pentru ce dorim să obținem prin acea campanie. Și vă mulțumim foarte mult pentru internet și vă așteptăm data viitoare.